și-un trai bun, la mulți ani cu dragul spun. Păcat că nu sunt... Nu, la aplauze puteți să adăugați. Da, da, noi. Dar, oameni. Dar fain că în spate... Păcat că nu e în spate o cameră. Aha. Care își filmează cum se distrează operatorii și toată echipa. Și, și tu cum ai dansat. Da, bravo. Ne-ați făcut chef nou. Da, apropo, noi vedeți, vă spunem sincer pe Instagram ce facem. Abonați-vă acolo pentru că noi postăm acolo imaginile astea din culise. Din culise, care da. Sunt mai interesante, da, care e... deseori. Sunt reale. Cheful, cheful de cheful. La nord. Drochia, da. Drochia. Și eu vreau... Da, că la noi așa e. Când se ridică, nu mai te așezi la masă, nici 5 minute nu reușești să mănânci și gata, să începe ridica 1, 2, 3, așteți sus. Da, așa? Eu vreau să vă fac un compliment, pentru că la nordul Moldovei, este, în sensul ăsta, este tare plăcut să cânți. Artistul, dacă se apropie de masă, eu nu înțelegem, erau chestii, parcă eram ăsta care face magie, Copperfield. Mă apropiam și ei toți se ridicau în picioare și aplaudau. Și asta este foarte plăcut. Făceam doi pași în spate, ei se așezau. La un moment dat, zic, ia să mă încerc o dată. Zic, iar mă apropii, și asta a fost tare plăcut și încă din 2005 țin minte acest specific și îl apreciez. Bravo! Am avut colindători. Acum voi ne-ați urat de bine și de sănătate și sunt sigură că și voi cei de acasă ați dansat. Dar de mâncare, cine la voi în familie se ocupă? Hai că femeia ta coace torturi. Dar Crăciun ei coace? Lumea știe că soția gătește tortul și desertul și dulce. Uh-huh. Dar de fapt cei la fel care se uită în culise, care mai urmăresc pagina ei de Instagram și pagina mea de Instagram, văd cum ea gătește tot felul de bunătăți. Crăciun ei nu gătește, dar... De unde îi luați? Îi coace cineva? Din familie? Pe timpuri făceau bunicii și asta era cel mai deosebit și acela era cel mai frumos Crăciun. Sigur că acum vom aprecia Crăciunul altfel, dar amintirile vor rămâne de atunci. Și acei Crăciunei nu-i poți. Deci doar de dacă primești de la cineva, tot cineva, o bunică care a gătit acasă în acel cuptor adevărat.